Este vorba despre un suport informatic performant prin care se pot monitoriza pacienții la distanță. Noul sistem are capacitatea de a depista rapid orice complicație în starea bolnavului. Această prescripție de dializă, în general, dacă pacientul este cu evoluție constantă, bună, nu se modifică pentru că nu ai de ce. Dar orice apare trebuie urmărit, intervenit și adaptată la starea clinică a pacientului. Acest sistem, în principal, își propune să colecteze, să facă o bază de date, să urmărească tot ceea ce înseamnă prescripție de dializă, parametri, eficiență, materiale, comentarii și totul se poate face în monitorizare online. Totodată, prin intermediul acestei tehnologii, medicul este în permanență la curent cu evoluția stării pacienților săi. Cel care coordonează activitatea poate avea imagine în timp real la ceea ce se întâmplă acolo și ține legătura cu echipa care lucrează în dializă. Dar baza de date, parametrii, evoluția pacientului în timp poate fi accesată atunci când acest sistem, probabil, dacă și-l vor putea permite și alte centre și alte spitale, va fi o bază comună și atunci un pacient care se transferă sau are nevoie să meargă în alt centru, poate fi accesată identitatea lui și atunci avem istoricul pacientului și evoluția lui. Și în funcție de asta, sigur, putem urmări și eficiența tratamentului nostru. Pacienții sunt tratați în condiții bune și beneficiază de tot confortul. Eu am început pe 17 ianuarie, de curând. Sunteți mulțumită de condiții? Foarte mulțumită și de condiții și de personal. Nu am nimic de obiectat. Cei trei medici de la centrul de hemodializă au beneficiat de un training pentru a învăța să folosească aparatura. Investiția s-a ridicat la aproximativ 40.000 de euro.